Pentru noi românii, ziua de 9 mai are semnificații aparte. Sărbătorim independența de stat a României din 1877 și ziua victoriei Coaliției Națiunilor Unite din cel de-al doilea război mondial. Astăzi ne sărbătorim și continentul. Este ziua Europei, care amintește de declarația istorică din 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, considerată data de naștere a Uniunii Europene. La Iași au avut loc mai multe evenimente în cinstea acestor momente istorice.